Un accident rutier a avut loc în jurul orei 11:30 în data de 6 aprilie pe raza localității Dorotea. Potrivit primelor informații, un autoturism a ieșit în afara părții carosabile, fiind implicate 5 persoane în total. Din păcate, 4 dintre acestea au necesitat îngrijiri medicale. Intervenția a fost rapidă, fiind mobilizat modulul SMURD al gărzii de intervenție Gura Humorului, care a ajuns la fața locului cu o auto specială pentru descarcerea și o ambulanță SMURD însoțite de 2 echipaje al Serviciului Județean de Ambulanță. Potrivit rapoartelor primite, victimele au fost conștiente și cooperante, dar cu diferite traumatisme în urma accidentului. După acordarea primelor îngrijiri medicale, toate cele 4 victime au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament. În acest moment, autoritățile competente efectuează anchete pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului rutier și pentru a lua măsurile necesare pentru a preveni astfel de incidente în viitor. În astfel de situații, promptitudinea și eficacitatea intervenției sunt cruciale pentru a asigura siguranța și recuperarea victimelor. Din fericire, intervenția modulului SMURD și a echipajelor Serviciului Județean de Ambulanță a fost una rapidă și bine coordonată, contribuind la asigurarea îngrijirilor medicale necesare și la transportul celor 4 persoane la spital pentru a primi tratamentul adecvat.